Iubiți frați, iubite surori, și în seara aceasta suntem aici împreună. Mulțumim Domnului că ne dă această ocazie ca să ne strângem, să ne rugăm, să cântăm, să ne apropiem de Dumnezeu. Apreciez faptul că ați venit la adunare, Domnul să vă binecuvânteze. Vă încurajez, aș vrea să vă motiveze cuvântul lui Dumnezeu, cu Sfânta lui Dumnezeu, să nu ratăm ocaziile și atunci când venim aici, în casa Domnului, de dragul lui Dumnezeu, să profităm și să avem o atitudine corectă în casa Domnului. Și apoi, dacă ne iubim sufletul nostru, de asemenea, cred că n-ar fi bine să fim nepăsători. Păsători. Și apoi ne mai iubim și unii pe alții și avem respect unii față de alții. Și pentru că toate acestea ne motivează să facem liniște în adunare, liniște în inimile noastre și să fim aici prezenți cu toată ființa noastră, Domnul să ne binecuvinteze. Așa cum am spus și duminica trecută, o să avem predica de pe munte, cuvântarea Domnului Hristos, numită predica de pe munte sau cuvântarea de pe munte. Am început duminica trecută și am făcut o introducere la întreaga predică de pe munte, Matei capitolul 5, capitolul 6 și capitolul 7, și am făcut și o introducere la Matei capitolul 5, primele 12 versete, unde se vorbește despre fericiri. În această seară vorbim despre prima fericire, ferice de cei săraci în duh, spunea Domnul, că cea lor este împărăția cerurilor. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Această primă fericire este cheia pentru toate celelalte fericiri și pentru întreaga predică de pe munte. Există o ordine bine definită a fericirilor. Există această succesiune aranjată în scriptură de evangheliști a cuvintelor Mântuitorului. E prima și pentru simplu motiv, căci nu poți să intri în împărăția cerurilor fără să fii sărac în duh. Nu se poate în împărăția lui Dumnezeu, în împărăția cerurilor, decât prin această sărăcie în duh. Nu va fi nimeni în împărăția cerurilor care să intre fără să fie sărac în duh. E trăsătura fundamentală a creștinului, a cetățeanului împărăției cerurilor, cetățeanului împărăției lui Dumnezeu. E fundamentală pentru tot ceea ce urmează. Și așa cum a încercat și Manu să contureze, aș vrea să ne imaginăm că predica aceasta de pe munte este ca și un munte, toată această învățătură a Mântuitorului, un munte foarte înalt, foarte frumos, cu piscuri înalte, și fiind atrași de frumusețea acestui munte, suntem tentați să mergem să escaladăm acest munte. Dar prima fericire ne spune că totul va fi zadarnic. Nu veți reuși oricât de mult ați încerca, orice ați face voi, toate încercările voastre sunt destinate eșecului, pentru că sunteți incapabili să escaladați acest munte de unii singuri. Fără Dumnezeu nu vom reuși. E nevoie de Dumnezeu, e nevoie să fim săraci în duh. E atitudinea ce uneori nu e prea admirată, nu e prea lăudată, și dacă vreți să luăm un exemplu, îl luăm pe Sfântul Apostol Pavel, 1 Corinteni capitolul 3, capitolul 2, versetul 3, așa, fără mare pompă, fără reclamă, mergea el, pentru că cu adevărat era un om care împlinea cuvântul acesta al Mântuitorului, era un om sărac în duh. Și spune el, eu însumi, când am venit în mijlocul vostru, am fost slab, fricos și plin de cutremur. Cu îngăduința dumneavoastră și cu ajutorul lui Dumnezeu, aș vrea să încep și primul lucru care aș vrea să-l aduc în atenția dumneavoastră este acela să vedem ce nu este sărăcia în duh. Că poate
putem să confundăm lucrurile. În primul rând, a fi sărac în duh nu înseamnă a fi sărac din punct de vedere material. Această interpretare este complet greșită. Dacă ești sărac din punct de vedere material, asta nu înseamnă că ești mai spiritual. Niciodată în Scriptură nu o să găsim că sărăcia garantează spiritualitatea. A fi sărac în duh nu înseamnă sărăcie materială. A fi sărac în duh nu înseamnă lipsa curajului. Să fii lipsit de curaj, să fii lipsit de acel curaj care îl descrie împăratul Solomon în Cartea Proverbelor, când zice că cel neprihănit înaintează ca un leu tânăr. Nu îi este frică. Chiar dacă sunt multe lucruri care te intimidează, a fi sărac în duh nu înseamnă a fi timorat și să lași toate armele jos și să nu mai poți face nimic. A fi sărac în duh nu înseamnă să te lauzi cu sărăcia în duh sau cu smerenia. Și ca să înțelegeți la ce mă refer, vă spun o întâmplare. Un frate predicator a mers într-un oraș să predice Evanghelia și un frate diacon din biserică l-a așteptat când a coborât din tren, i-a smuls geanta din mână și a zis: știți, frate, eu sunt diaconul bisericii, am venit să vă aștept, să vă găzduiesc. Și în continuare zice: dar știți, eu sunt nimeni în biserică, eu doar port geanta păstorului. La început a încercat să scoată în evidență că totuși el are o funcție în biserică, el e diacon, și apoi zice că cumva el e mai nima. A fi sărac în duh nu înseamnă să te lauzi și să te mândrești. A fi sărac în duh nu înseamnă suprimarea personalității. Nerecunoașterea anumitor abilități care Dumnezeu ți le-a dat. Dacă Dumnezeu ți-a dat o anumită abilitate și tu spui că nu ai nimic și nu ești bun de nimic, nu înseamnă că ești sărac în duh. A fi sărac în duh nu înseamnă puțină învățătură. Dacă nu înveți și ești prost, nu înseamnă că ești sărac în duh. Dar ce înseamnă să fii sărac în duh? A fi sărac în duh înseamnă dependență smerită față de Dumnezeu. A fi sărac în duh înseamnă absența totală a mândriei, a încrederii în sine, conștientizarea faptului că ești nimic în fața lui Dumnezeu. Asta înseamnă să fii sărac în duh. E atitudinea omului când stă în fața Domnului. Și uitați ce promite Dumnezeu. Isaia, capitolul 57, versetul 15. Căci așa vorbește cel preanalt, a cărui locuință este veșnică și al cărui nume este sfânt. Deci Dumnezeu, care este cel preanalt, care are o locuință eternă, o locuință veșnică și care are un nume sfânt, vorbește și zice: eu locuiesc în locurile înalte și în sfințenie. Acolo locuiește Dumnezeu. Dar sunt cu omul zdrobit și smerit, ca să înviorez duhurile smerite și să îmbărbătez inimile zdrobite. Da, dacă ai o atitudine corectă față de Domnul, dacă vezi că fără Dumnezeu nu poți să faci nimic, dacă ai acea inimă zdrobită, mâhnită, atunci promite Dumnezeu că va fi cu tine, că va fi cu noi. Domnul să ne binecuvinteze. Desigur, s-au spus aici câteva exemple, mi-am notat și eu câteva, cred că trec peste ele și merg mai departe și aș vrea să vedem cauzele ce ne fac să nu fim săraci în duh. Fac o mică paranteză ca să vă motivez să citiți Predica de pe Munte, pentru că vom zăbovi asupra acestei predici
până luna octombrie. Până luna octombrie, dacă Dumnezeu ne dă viață și sănătate și vom putea veni la adunare, vom citi din Predica de pe Munte și n-ar fi rău pentru a ne familiariza să citim în fiecare săptămână Matei capitolul 5, capitolul 6 și capitolul 7. Este o cuvântare importantă, nu că celelalte părți din Scriptură n-ar fi importante, la fel sunt toate, sunt de maximă importanță, tot cuvântul lui Dumnezeu este important, dar aceste învățături ne vor motiva, dacă le vom înțelege într-un mod corect și le vom aplica, cu adevărat să trăim ca și copii ai lui Dumnezeu, să fim, nu doar să ne numim copiii lui Dumnezeu. Foarte mult s-a predicat din Predica de pe Munte, m-am uitat puțin pe internet și am văzut că toți predicatorii sunt foarte multe, câteva sute de predici cu Predica de pe Munte. Cei mai mari predicatori, e și normal să abordeze cuvântarea de pe munte, Nelu Brie, Luigi Mițoi și Gabi Zegrean și toți ceilalți am văzut. N-am apucat să ascult niciuna din aceste predici, deși mi-am propus să ascult una, două, dar dacă aveți timp, puteți să ascultați, că o să vă prindă foarte bine, să aprofundați cât mai mult cuvintele Domnului Hristos, niciodată să nu fugiți de a-L cunoaște pe Domnul, a cunoaște învățătura lui Dumnezeu. Niciodată să nu ziceți că este prea mult, niciodată să nu ziceți că e suficient. Dacă ziceți că este suficient, deja ați căzut în capcana de a nu fi sărac în duh. Revenim la cauzele ce ne fac să nu fim săraci în duh. Pentru că este atât de important să ajungem la această atitudine, să fim săraci în duh. Cred că ar trebui să conștientizăm cauzele care ne fac să nu fim săraci în duh. Desigur, m-am gândit la câteva ce mi-a pus Dumnezeu în minte, dar probabil dumneavoastră puteți identifica multe alte cauze. Prima cauză care m-am gândit la ea este mulțumirea de sine. Când ajungi într-o asemenea stare, deja nu mai poți să fii sărac în duh. Apar mereu probleme. Asta e viața pe pământ. Dar dacă întotdeauna vei zice că nu-i vorba de mine și nu-i vorba, eu n-am păcătuit cu nimica, deja ai o atitudine care dovedește clar că nu mai ești sărac în duh. Dacă atunci când sunt anumite tensiuni în familie, în biserică sau mai știu eu în ce împrejurări, spui că nu e vina ta, e vina celuilalt. S-ar putea să fi lepădat atitudinea de smerenie corectă înaintea lui Dumnezeu și să nu mai fi sărac în duh. Dacă întotdeauna când se vorbește de aici, spui că cuvântul nu este pentru tine și de aceea poate nici nu-l asculți, s-ar putea să nu ai o asemenea atitudine de a fi sărac în duh. Și dați-mi voie să merg mai departe. Dacă se face o chemare în urma unei provocări din cuvântul lui Dumnezeu, dar pe tine nu te interesează, zici să meargă alții, ce să cauți tu în față? S-ar putea să nu fii sărac în duh. Dacă crezi că totul este în regulă cu tine, s-ar putea să te auto-înșeli. Și cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre o auto-înșelare. 1 Ioan capitolul 1, versetul 8 spune că cine zice că n-are păcat, de fapt, se înșeală singur. Adevărul nu este în el. Dacă ajungi într-o stare din aceasta de mulțumire de sine, de automulțumire, ajungi în situația bisericii din Laodicea. Și Domnul Hristos îi spune, Apocalipsa 3:17, pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic, dar nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Să știi că diavolul urmărește să spună niște ochelari. Am fost într-o împrejurare unde a ieșit un cuvânt din partea lui Dumnezeu la un frate. Pe atunci nu eram foarte mare, eram copil
Și spunea că diavolul i-a pus niște ochelari și nu putea să vadă corect. Vedea deformat. Și peste zeci de ani de zile, la același frate i-a ieșit aceeași descoperire, că are ochelari puși din partea celui rău. N-a reușit să-și dea jos și poate nici nu va reuși vreodată, pentru că se vedea tare mulțumit cu sine. A ajuns în starea bisericii din Laodicea. De aia cuvântul lui Dumnezeu se adresează în seara aceasta către noi care suntem aici să ne ferim de automulțumire, pentru că mai este încă har și poți să-ți dai ochelarii jos dacă cumva îi ai, leapădă-i că sunt de la Satana și vezi corect lucrurile, nu cum vrea diavolul să le corecte, să ți le arate. Dacă aș pune o întrebare, frate, soră, oare care e problema ta? O știi? O cunoști? Dacă da, ce faci cu ea? O ascunzi? Pui zâmbetul pe buze? Vrei să pari altfel decât ești? Sau vii cu ea înaintea lui Dumnezeu? Sau dacă nu o cunoști și zici, Domnule, eu sunt în ordine, eu n-am nicio problemă. Cred că ar trebui să te rogi Dumnezeu să spună, Doamne, luminează-mă. Luminează-mă să-mi văd problema, să-mi văd problema. Că a venit vame și un templu, dar a știut să ia o atitudine corectă. El a fost sărac în duh. Striga, neîndrăznind ca ochii să-și ridice spre cer, spunând, Doamne, ai milă de mine, păcătosul. A venit și fariseul, dar el era tare mulțumit de sine. A zis că el postea, a zis că el dădea zeciuială, el făcea bine și era destul de meritos înaintea lui Dumnezeu, nu era ca ceilalți. Dar săracul de el nu-și cunoștea adevărata problemă pe care o avea. Vameșul și-a cunoscut-o, s-a smerit, a fost sărac în duh și a plecat acasă, socotit, neprihănit. O altă cauză care ne face să nu fim săraci în duh, pe lângă mulțumirea de sine, este dezinteresul sau ignoranța. Dacă nu te interesează cuvântul lui Dumnezeu, dacă ignori atunci când poate tu citești în cămăruța ta sau când auzi aici cuvântul lui Dumnezeu și nu te interesează, sau poate ai alte preocupări, nu te interesează lucrurile duhovnicești, lucrurile spirituale, hotărârile de slujire ale bisericii, pe tine nu te interesează, ajungi într-o stare de ignoranță, de dezinteres, care te duce la o stare de automulțumire și care te face să nu fii sărac în duh. Un alt lucru care te face să nu fii sărac în duh este iubirea lui Dumnezeu cu jumătăți de măsură sau cu inima împărțită. Domnul Hristos spune așa că nu puteți sluji la doi stăpâni. Numai că mulți oameni cred că ei pot să slujească la doi stăpâni. Și îl iubesc așa pe Dumnezeu cu o inimă împărțită. Se vorbea aici că Dumnezeu vrea totul. S-a adus exemplu din Marcu, capitolul 10, versetul 21, unde Mântuitorul Hristos îi spune că s-a uitat la acest tânăr bogat care a venit la Domnul pentru că vroia viața veșnică și Domnul l-a iubit, relatează evanghelistul Marcu, și i-a zis, ție îți mai lipsește un lucru, da, porunca aceea și aceea și cealaltă le-ai păzit cu sfințenie din tinerețea ta, corect, dar îți mai lipsește un lucru. Ia du-te, vinde tot ce ai. Dar de ce i-a zis tot? Păi, Doamne, eu am proprietăți, să zicem 20. O să vând 19, rămâne una. Dar Domnul i-a zis, nu. Du-te, vinde-le pe toate 20. Du-te, vinde tot ce ai. De la săraci și vei avea o comoară. Și apoi vino și urmează-mă. S-a explicat și cred că am înțeles de ce Domnul i-a cerut acestui tânăr
să vândă tot ce are. Pentru că tot ce avea era în inima lui. Și doar dacă le vindea, putea scăpa de ele. Atât era inima legată de tot ce avea. Chiar eu știu ce avea el, poate ceva mai neimportant dacă avea. Era inima legată și trebuia să vândă și acel lucru. Să vândă tot. Ca să aibă o comoară în cer și să-L urmeze pe Domnul și să aibă viața veșnică. Domnul Hristos în Marcu, capitolul 12, de la versetul 28 la 30, spune că vine un cărturar și îi spune Domnului Hristos, care e cea mai mare poruncă? Învățătorule, care e cea mai mare poruncă? Domnul nu s-a deranjat că un învățător a venit să-L ispitească, știa că-L ispitește, și i-a zis, cea din tâi și cea mai mare poruncă e să-L iubești pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta. Asta este cea mai mare, cea din tâi poruncă. Dumnezeu nu vrea să fie una din prioritățile noastre. El vrea să fie prioritatea vieții noastre. Matei, capitolul 10, versetul 28, Petru se adresează Domnului și spune, iată că noi am lăsat totul și te-am urmat. Asta a făcut apostolii. Ei au lăsat totul și l-au urmat. Domnul Hristos spune în Luca, capitolul 17, versetul 10, să faceți tot ce v-am poruncit. Păi, Doamne, dacă facem 80-90%, nu. Domnul Hristos spune, faceți tot. Și după ce faceți tot, sunteți niște robi netremnici. Dar dacă nu facem tot, n-ajungem nici la statutul acesta de rob netremnic. Să faceți tot ce v-am poruncit. Slujirea cu inima asta împărțită, superficială, da? Superficială, așa, las că merge și merge și merge, te aduce în zona, într-o atitudine de a nu fi sărac în duh. Un critic literar, superficialitatea este o boală națională. De aceea noi românii nu progresăm. Știi de ce nu progresești din punct de vedere spiritual? Dacă vorbim din punctuală, dar dacă noi aplicăm la partea spirituală, pentru că ești tare superficial și îl slujești pe Dumnezeu așa, cu inima împărțită, cu jumătăți de măsură. Și asta te face să nu fii sărac în duh. Să nu fii sărac în duh. Merg mai departe. Sper să fiți foarte concentrați. Am citit despre creierul uman. Și a zis că e mare minciună, spun specialiștii, că dacă înveți mult, nebunești. Să înveți cât de mult că nu nebunești. Așa că avem capacitatea, zice că e cel mai mare computer creierul uman, de informație intră într-o secundă. Îi spunea un mare neurochirurg că el dacă face niște șmecherii, zicea el, la creierul uman, o să facă, dar după aia rămâi bolnav. O să facă să-ți amintești ce s-a întâmplat acum, să zic, 20 de ani. Ai fost într-o încăpere, ai văzut mai mulți oameni și o să-ți amintești exact totul. Face el acolo ce face, dar nu face pentru că după aia rămâi dereglamentar. Dar totul se înregistrează. Avem o capacitate extraordinară și să nu vă plângeți că vă predic prea mult, că capacitatea aveți să rețineți mai mult decât vă predic eu. Beneficiile sărăciei în duh. Primul beneficiu. Cu beneficiile încheiem. E bine să vorbim și de beneficii, că și aceștia ne poate motiva să dorim această stare de sărăcie în duh. Cred că dacă suntem săraci în duh, aceasta ne conduce la o relație reală, la o relație aprofundată cu Dumnezeu. La o relație din aceea profundă,
autentică. Prin această sărăcie în duh care ar trebui să te caracterizeze, îl vei cunoaște pe Dumnezeu mai mult. Dacă la un moment dat, după ce te-ai pocăit, ai ajuns la un mit stadiu în maturitate și în cunoașterea lui Dumnezeu și crezi că este de ajuns, Dumnezeu este izvor nesecat. Nu l-ai cunoscut pe Dumnezeu într-un mod de ajuns. Trebuie mereu și mereu să fii mai sărac. Cu cât ești mai sărac, cu atât îl vei cunoaște mai mult pe Dumnezeu și relația ta va fi una mai profundă cu Domnul. Al doilea beneficiu, vei fi mereu și mereu mai plin de Dumnezeu, mai plin de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Că mereu, prin sărăcia aceasta în Duh, prin această atitudine, tu te golești de tine. Vezi nemernicia ta, vezi starea ta, care uneori este atât de departe de Dumnezeu. Vezi goliciunea ta și mereu te golești de tine. Și te umpli de El, de Dumnezeu, de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Cât de important este să fii sărac în Duh. Că tare mă tem că suntem lipsiți de putere, suntem lipsiți de Dumnezeu, suntem goi din punct de vedere spiritual, că nu suntem săraci în Duh. Nu avem această atitudine de sărăcie în Duh. 3. Va transforma visurile în realitate. Sărăcia asta în Duh va transforma visurile în realitate. Pentru că mereu tu ești însetat și mereu cauți mai mult, mai mult și mai mult. Acum, sunt mulți tineri care visează multe. Numai că de visurile lor se alege praful. De ce? De ce se alege praful? Ai vrut să ajungi mare, eu știu, și eu când eram mic ziceam că ajung medic, dar n-am ajuns. De ce n-am ajuns? Că dacă eram însetat, și dacă eram flămând și mereu sărac și vedeam că trebuie mereu și mereu să învăț toate visurile, având o astfel de atitudine, se vor îndeplini, vor deveni realitate. Și vă dau câteva exemple. Primul, Ben Carson, un mare neurolog, dar nu un mare neurolog, cel mai mare neurolog din lume. A crescut într-o familie în care părinții lui, la vârsta când el avea 8 ani, s-au despărțit. Și nevasta care a ajuns nevasta tatălui lor, el mai avea un frate de 10 ani, a semnat că aveau ceva bani puși deoparte pentru copii, pentru școala copiilor, a semnat în numele ei și a scos tot și au rămas săraci lipiți pământului. Instanța a stabilit o sumă de bani ca soțul să îi plătească ca și alocație, ca și, nu știu cum se spune, de asta, ajutor de asta, așa. Dar soțul nu a vrut să-i plătească și n-a mers să își caute dreptatea, mama lor, și au crescut în situația, cum spune el, săraci lipiți pământului. Fiind în starea aceasta de sărăcie, normal că și rezultatele școlare erau slabe. Era ultimul în clasă. Ceilalți colegii spuneau prostănacul sau cap sec. Așa îl strigau. Era și de culoare. Câteodată îi mai ziceau negrotoiule, împuțitule și mai știu eu ce alte cuvinte. Dar a avut un vis. Când l-a întrebat maică sa ce vrei să te faci când vei fi mare, a zis că vreau să mă fac medic. Era imposibil. Dar visul a devenit realitate, fără să meargă la pregătire și fără să aibă bani și fără să fie ajutat. Chiar maică-sa, o perioadă scurtă de timp, a acceptat alocația de la stat.
copiii primeau o alocație de la stat, copiii defavorizat, un ajutor social, dar muncea, lua câteva servicii, mergea, spăla podelele, gresia, toaletele și muncea și a refuzat. A zis că copiii sunt ai ei și crește, ea nu trebuie să-i crească statul. Și în situația aceasta, muncind, pentru că îți vedea sărăcia, vedea că e prostul clasei, vedea că e cap sec, vedea toate lucrurile acestea, a început să învețe și a ajuns primul în clasă. N-a mai fost prostul clasei. A mers la liceu, i-a fost greu, pentru că a făcut o școală mai amărâtă, dar iarăși s-a ridicat primul în clasă. Când a ajuns la facultate, iarăși erau toți că a mers la cea mai bună facultate din America, de medicină, și acolo era spuma Americii. Și iarăși consilierul facultății i-a recomandat să-și caute altă meserie, că nu-i pentru el medicina, dar asta l-a motivat mai puternic să învețe și a terminat ca șef de promoții și a ajuns cel mai mare neurochirurg din lume. În cartea asta care o am, el a scris mai multe cărți, dar și mai multe cărți s-au tradus și în limba română. El spune că în anul 1994 a fost împreună cu încă 10 oameni din America, incluși într-un fel de asociație care, în care erau 200 de oameni care au crescut ca el. Care au crescut exact ca el. N-au avut niciun fel de posibilitate și au ajuns ce au ajuns. Și în cartea asta el dă mai multe exemple. Vă citesc doar un exemplu, adică vă citesc așa, rapid. Dă el aici un nume, nu-l citesc că nu prea știu engleză și să nu îl pocesc. Spune, avea 14 ani când în 1956 părinții lui l-au îmbarcat pe un vapor și l-au trimis în America singur. Deci în 1956, copilul acesta de 14 ani, părinții lui l-au pus în vapor, era din Israel, era multe conflicte și părinții au ajuns să nu mai aibă și a zis, hai că-l trimitem în America, scăpăm de el. L-au pus pe vapor și l-au trimis singur în America și spune, mărturisește el, eram îmbrăcat într-o pereche de pantaloni și un pulover. Asta era tot ce aveam. Își amintește el, spune aici mărturia lui. Deci 14 ani, singur în America, un pantalon și un pulover pe el. Și în continuare își descrie aici viața, dar nu stau să o citesc, merg la final. Devenind unul dintre cele mai mari și mai bine finanțate societăți de servicii din lume, cu mai mult, el era acum proprietar, cu mai mult de 120.000 de angajați și cu un venit anual de peste 5 miliarde de dolari. A ajuns omul ăsta. În America, 14 ani, fără părinți, fără cunoștințe, un pantalon și un pulover. Dar a avut un vis. Și a ajuns să aibă 120.000 de angajați și profitul anual 5 miliarde de dolari. Încă o dată mărturisește el, când am coborât de pe vapor în 1956, doar hainele de pe mine le aveam și am devenit conducătorul unei afaceri internaționale de miliarde de dolari. Dacă vreți să vă mai dau un exemplu. Am citit despre cel mai bogat, care a fost cel mai bogat până anul trecut, cel mai bogat om din lume. Bill Gates, da? Ăsta a fost cel mai bogat. Am citit despre el, am citit așa puțin biografia lui. Când era copil, întotdeauna avea o carte în mână. El niciodată nu era fără carte. Maică sa a pus o regulă la masa de seară,
El în toaletă mergea cu cartea, la masă mânca cu cartea, citea. Și maică-sa a pus o regulă, la masa de seară, cel puțin la masa de seară, când sunt strânși toți, că venea și taică-su și erau toți la masă, să lase cartea deoparte. Să lase cartea deoparte. A ajuns ce a ajuns, pentru că se vedea sărac din punctul acesta de vedere. Și asta l-a motivat să citească, să citească, să citească. Dați-mi voie să vă spun acum, spune Ben Carson că el în fiecare săptămână, de două ori, ține cuvântări la studenți, la elevi, la mii și mii de oameni și zice că era la o întrunire cu 800 de copii de vârstă școlară, le-a vorbit puțin despre medicină, neurochirurgie și în fine, și a pus câteva întrebări. Câți dintre voi puteți să numiți 5 jucători? Și aici spune o, cum spune, de asta de fotbal. O echipă de fotbal din America, nu din România. Toți au ridicat mâinile, chiar și fetele. Deci toți știau 5 jucători din echipa națională a Americii. Cine își amintește 5 vedete de cinema? Nici o problemă. Toți știau să răspundă. 5 cântăreți? La fel, nicio problemă. Dar 5 câștigători ai premiului Nobel? Liniște. Nimeni nu mișcă. Care este capitala Malasiei? Malesiei? Degeaba. Nimeni nu știe, n-am ochelari. Ce este un microprocesor? Unul singur din 800 de copii a ridicat mâna. Era foarte mândru de el, așa că l-am întrebat. Deci, ce știi tu despre un microprocesor? Mândru mi-a răspuns. Un microprocesor este un procesor mai mic. Atâta știa săracul. Da. Spune el aici, tot în cartea asta, că a fost invitat în Coreea de Sud și a văzut că era pe cele mai populare reviste din Coreea de Sud, era poza lui și scria despre el. Și la timpul acela el n-a ajuns în topul revistelor din America. Dar s-a gândit, domne, în topul revistelor din Coreea am ajuns. În topul revistelor din America, spune el aici, pentru că nu știam să țopăi, nu știam să bat mingea, să cânt rap, n-am ajuns în topul revistelor din America. Dar în topul revistelor din Coreea am ajuns. Și spune el aici că America este pe locul 22 la matematică și științe din țările lumii. Pe locul 22 este America. Coreea de Sud este pe locul 1. Nu știu pe ce loc ar fi România. Dar zicea el, de aia ajunge America pe locul 22 și mereu, mereu scade. Pentru că oamenii nu mai îi interesează să flămânzească, nu-i mai interesează educația, să vadă că au nevoie de așa ceva. Mai mi-am notat aici câteva lucruri, mai am semnat, dar nu ne mai permite timpul. Deci, sărăcia în duh va transforma și din punct de vedere duhovnicesc și din punct de vedere pământesc visurile în realitate. 4. Te va conduce la performanță, la excelență, da? Te va scoate din mediocritate. Și aici o să mă refer mai mult la partea spirituală, deși e valabil nu doar partea spirituală, și vă aduc tot așa un exemplu cu care închei, Ben Carson. El a făcut mai multe operații, adică multe de tot, foarte multe operații. Și în cartea asta am ales să aduc exemplul acesta.
a unei operații care a făcut-o în Africa de Sud. Era în Africa, în Zambia, dar nu erau acolo spitale, a mers în Africa de Sud să facă o operație. A unor gemeni siamezi, el a făcut mai multe operații, a despărțit gemenii care erau lipiți, gemenii siamezi. Și spune el aici în carte, când era să facă această operație, întotdeauna îi amintesc pe pacienții care urmează să fie operați, precum și pe familiile lor. Îi amintesc în rugăciune. Atunci când fac vizita preoperatorie, îi provoc pe părinți în mod repetat, spunându-le ceva de genul: dacă o să vă rugați de seară și o vor face și familiile și cunoscuții dumneavoastră, vă promit că o voi face și eu. Și spune în continuare, eram singur în camera mea de hotel, la mii de mile distanță de casă, m-am rugat timp de câteva ore pentru Gemini Banda, pentru devotata lor mamă și pentru restul familiei din Zambia. Îmi permiteți să-mi iau ochelarii, că nu mai văd ce să fac. Unde i-am? I-am în buzunar. I-am de câțiva ani, dar nu-i port. Așa, da? Eram singur în camera de hotel, la mii de mile distanță de casă, m-am rugat timp de câteva ore pentru Gemini Banda, pentru devotata lor mamă și pentru restul familiei din Zambia. Am amintit întreaga echipă, la fel și pe mine, cerându-i lui Dumnezeu înțelepciune ca să pot și știe exact ce trebuie să fac în timpul operației. Era seara, se ruga, spune că s-a rugat timp de câteva ore. Merge la spital, la ora 6:30 era dimineața programată operația, spune. Mi-am adus aminte de două versete din Scriptură. Orice veți cere în numele meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Când am intrat în sala, în sală și m-am aplecat peste cei doi băieți, m-am rugat din nou în numele lui Iisus ca Dumnezeu să preia operația pur și simplu în mâinile sale. Rugându-se, el a făcut, am spus, multe operații. Am citit doar așa, fragmentat pe sărite câteva lucruri, dar ca să vedeți cum acest om a ajuns la performanță, a ajuns să iese din mediocritate, a ajuns să facă performanță, pentru că el se vedea mereu și mereu sărac în duh, mereu se vedea, cu toate că a studiat foarte mult, a lucrat foarte mult în laborator, avea foarte multă experiență. La doar 33 de ani a ajuns șeful clinicii de neochirurgie al celui mai mare spital din America, din lume, nu doar din America, din lume. Avea multă experiență, a făcut multe, multe operații, dar la toate operațiile mergea, spunea la părinți să se roage pentru copiii care urma să-i opereze. El stătea câteva ore în rugăciune, el venea și apela la îndurarea lui Dumnezeu și aducea aminte de cuvintele Mântuitorului, de promisiunile Domnului, și astfel a ajuns să facă performanță. Sunt câteva lucruri care ne motivează puternic să avem atitudinea aceasta de sărăcie în Duh. Dumnezeu să ne binecuvinteze, sper să nu vă fi plictisit și să vă fi motivat ca să avem atitudinea aceasta. E prima. Toate celelalte urmează începând cu aceasta. Dacă aceasta nu ai, nu ai pe niciuna.
Fericirea asta, dacă nu a ajuns să o guști, să vezi dependența totală de Dumnezeu, să vezi că înaintea lui Dumnezeu ești nimic și nu poți face nimic fără El. Nici o fericire nu o să guști. Decât eventual o fericire din aceasta de pe pământ, care am vorbit data trecută cum este o astfel de fericire. Să fii sărac în duh. Dacă ești, e fericit de tine, pentru că împărăția cerurilor este a ta. Amin.